Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată, motiv pentru care autoritățile moldovenești declară că fac tot posibilul pentru a acorda asistența necesară cetățenilor noștri aflați în zona de conflict și care doresc să se întoarcă în patrie. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean în cadrul ședinței de astăzi a guvernului. Acesta a precizat că ambasada Republicii Moldova în Israel a fost suplimentată cu 2 angajați, iar în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creată o celulă de criză similară celei de la Ministerul de Externe. Situația din Orientul Mijlociu continuă să fie foarte tensionată și volatilă și de aceea, pe lângă celula de criză care există la Ministerul Afacerilor Externe, am activat și celula de criză de la Ministerul de Interne. Vă rog, domnul ministru Efros, foarte multă atenție la coordonarea interinstituțională pentru ca să ne asigurăm că cetățenii noștri care au nevoie de ajutor în Israel îl primesc. Acum am suplimentat consulatul din Israel cu 2 persoane. Premierul și-a exprimat recunoștință față de România pentru asistența acordată cetățenilor moldoveni aflați în zona de conflict. De asemenea, Recean i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să se abțină de la călătorii în zona de conflict, iar pe cei care se află deja acolo să o părăsească și să plece din Israel. De asemenea, trebuie menționat că în această dimineață s-a aflat că un cetățean moldovean a fost ucis în Israel în timpul unui atac al militarilor palestinieni. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat această informație, subliniind că va acorda toată asistența necesară familiei celui decedat. După ședința de guvern, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Daniel Vodă a declarat că autoritățile moldovenești pregătesc în prezent procedura de repartiere a corpului neosuflețit. Ministerul Afacerilor Externe, la etapa actuală, menține contactul cu familia cetățeanului și va oferi tot suportul pentru repatrierea cetățeanului țării noastre în Republica Moldova. În aceste momente în care discutăm, toate aceste formalități sunt stabilite de către responsabilii consulari ai ambasadei, oficialii de la minister, dar și reprezentanții companiilor de specialitate. Daniel Vodă a mai spus că ambasada Republicii Moldova în Israel lucrează în regim continuu, oferind toate informațiile și asistența necesară cetățenilor noștri care doresc să părăsească zona de conflict. Cetățenii moldoveni pot solicita ajutor la numerele de telefon afișate pe pagina oficială de Facebook a MAIEI, precum și a site-ului oficial al ambasadei din Israel. Ministerul de Externe mai anunță că ieri a primit peste 300 de solicitări din partea cetățenilor moldoveni care locuiesc în Israel. Aceștia au cerut informații despre cum să se întoarcă în țară cât mai curând posibil. În ultimele zile, la Chișinău, au sosit mai multe avioane din Tel Aviv care au adus acasă moldovenii care au decis să se întoarcă în patrie. De asemenea, pe aeroportul internațional Chișinău sosesc din Israel cetățeni ai altor țări care efectuează zborul de tranzit prin țara noastră.